Secretarul de stat Raed Arafat a prezentat câteva grafice care arată situația epidemiologică în care se află țara noastră. Acesta a declarat faptul că situația din momentul de față este mult mai dură față de cea din luna noiembrie. Am pornit în acest val cu secțiile ATI mai pline decât în noiembrie. Restricțiile sunt din ce în ce mai dure pentru țara noastră, însă rezultatele se lasă așteptate. Pe lângă toate astea, ne confruntăm cu o nouă tulpină care se răspândește mai ușor și în anumite situații mai agresiv. Sunt niște minciuni toate. Nu mă mai interesează nimic de la oamenii ăștia, nimic, absolut nimic. Nu aveți încredere? Nu mai am încredere în nimeni, nici în... trunul din ei, tot să schimbă, fac același lucru, alte minciuni, alte probleme. Nu, eu consider că e o aiurea. Bătaie de joc asupra populației. Aia e în primul rând. Nu e niciun val. Nu aveți încredere? Nu. În privința evoluției pandemiei din România, Raed Arafat a spus că numărul de cazuri activi este mai mult decât dublu la finalul lunii martie față de începutul lunii. E periculos. Mi se pare mult mai grav decât celelalte? Da. E mai grav. Este. O mare parte dintre mehedințenii nu mai au încredere în autorități și în spusele acestora. Sunt sătui de tot ce înseamnă restricții, iar valul 3 li se pare un fleac.